Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 27 octombrie, ești înzestrată cu o intuiție subtilă și cu o perspectivă uimitoare pentru telepatie. O imaginație vie este forța ta. Indiferent de ceea ce depui eforturile, în artă, știință sau afaceri, abilitatea ta de a transmite ideile către alții ajută la aducerea lor la viață. Pe de-o parte, ești o figură agitată și ambițioasă, care se străduiește să obțină propriul profit peste tot, pe de altă parte, un luptător sincer pentru drepturile omului. Sensibilitatea și înțelegerea asociate numărului din data nașterii echilibrează forța și agresivitatea ta nativă, dar nu te privează de posibilitatea de a acționa activ atunci când este necesar. Personalitate puternică ai un caracter activ și impulsiv. Sentimentele tale înflăcărate sunt exprimate diferite la nivel emoțional, de la manifestarea veselă a bunăvoinței sufletului, distracție iubitoare, până la tensiunea provocată de tulburările emoționale dureroase. Nu este surprinzător că starea ta de spirit se poate schimba foarte brusc. Prin urmare, este extrem de important să înveți cum să-ți gestionezi emoționalitatea, dacă îi permiți să devină negativă, problemele grave nu pot fi evitate, cel mai adesea propria viață este distrusă și apar probleme la locul de muncă, semnul tău zodiacal aparține constelației scorpion, semnul zodiacal scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități fidelitate, mândrie, rezistență, prudență, magnetism, independență. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă o minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala. Toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru gelozie, precum și pentru lipsa unui sentiment de armonie în tine înspți. Ești ambițioasă, orientată spre profit care poate fi tangibil sau intangibil. Seta de justiție te împinge pe calea războiului împotriva corupției, opresiunii profesionale etc. Ca activist pentru drepturile omului nu ai mai puțin succes decât de exemplu, un om de afaceri sau un om politic. Tu ești inerent agresivității și puterii, echilibrezi sensibilitatea acestora. Poți avea tendința de a gestiona partea întunecată a sinelui, ca introvertită, ești predispusă să scapi de viață, de moarte și chiar de autodepreciere completă. Ultimele două calități sunt deosebită de periculoase pentru că se pot manifesta atât de repede încât de nici oamenii apropiați nu au întotdeauna timp să ajute. Dacă din potrivă, ai o natură veselă născută, extrovertită, îți reverși energia asupra celorlalți, Devi prietenă minunată, susții activ persoanele dragi și chiar persoane necunoscute, îmbunătățindu-ți în mod creativ mediul înconjurător. Dar indiferent cărui tip aparții, Ambele tipuri pot aborda constructiv realitatea. Tu încerci să dai impresia de fiabilitate neclintită, ai tendința să ignori propria ta sensibilitate. În spatele aspectului tău impresionant poate fi ascuns sufletul surprinzător de fragil. Pericolul în acest caz constă în faptul că, forțându-te să treci granițele capacităților tale, riști să te afli într-o stare de pierdere completă a forței ai nevoie de o opinie favorabilă și de un sprijin blândă din partea prietenilor și a familiei. Pot spune că loialitatea altora este extrem de importantă pentru tine. În același timp, manipulezi uneori sentimentele oamenilor apropiați, direcționând sclipiri puternice ale emoțiilor tale către ceilalți, abținându-te să comentezi acțiunile lor. Ar trebui să eviți în special obsesia și gelozia pe de parte și neglijența pe de altă parte. Este foarte important să înțelegi cât de influentă și puternică poți fi, din moment ce acționezi subconștient, fără să știi măcar ce impact ai asupra celorlalți, în special a celor cu care ești asociată cu obligații și dependență reciprocă, copiii, soțul, părinții, prietenii apropiați, colegii sau angajații. Te distingi față de alții nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești pasionată, moșurată, decisivă, încrezătoare, entuziastă, răzbunătoare, ai o natură fermecătoare, pasională și atractivă, ești înconjurată constantă de fani care luptă pentru atenția ta, ești amoroasă și romantică, te predai simțurilor fără a privi înapoi. Ești gata pentru orice pentru iubitul tău, în timp devii geloasă și solicitantă. Cum afectează data de 27 octombrie soartata, perseverența care se învecinează cu încăpățânarea este semnul tău distinctiv. În plus, depui eforturi pentru superioritate în toate domeniile. Poți fi doar un lider, nu altfel, ai o minte extraordinară. Gândirea analitică bine dezvoltată și instinctul interior te ajută să te deplasezi ușor prin viață. Obișnuiești să calculezi totul în avans, iar dacă situația scapă de sub control și nu respectă un scenariu planificat în prealabil, abilitatea de a lua instantaneu o decizie îți oferă un început pentru depășirea problemei. Scenariul vieții tale devine un standard de succes. Starea emoțională este adesea scăpată de sub control. Pur și simplu nu știi să-ți controlezi emoțiile. Dacă experimentezi în sentimente de bucurie, atunci acesta este de obicei neîngrădit și depășește toate standardele etice admise. Furia ta mătură tot ce este în cale. Momentele de tristețe se dezvoltă într-o stare depresivă profundă. Sentimentul unor jumătății de măsuri nu ți este familiar. Fie poți fi secretoasă, adesea cufundată în lumea ta interioară și care acționează asupra autodistrugerii. Fie ești o natură ușoară și frumoasă, încărcând pe tot cei din jur cu energia ta internă pozitivă. Sarcinata principală este crearea și dezvoltarea creativă. Ambele tipuri sunt întotdeauna înconjurate de atenție ca introvertite ești înconjurată de cei care doresc să-ți schimbe starea și atitudinea față de viață sau de detractori arși, ca extrovertă, de bunăvoie te scalzi în grija și atenție celor dragi, a prietenilor și a oamenilor grijului din mediul tău. Cel mai adesea îți sacrifici timpul și dorințele personale de dragul îndeplinirii misiunilor publice. În ochii celorlalți ești întotdeauna o persoană puternică, persistentă și decisivă deși adevărata ta stare poate fi foarte diferită de cea vizibilă. Indeciziunea și îndoielile cu privire la proprie dreptate sunt ascunse cu grijă. Pur și simplu nu știi să fii slabă. Dragoste și compatibilitate în relații strânse, ai tendința de a-ți idealiza partenerul, așezându-l pe un piedestal. Dacă unirea se destramă, te confrunți cu realitatea, din cauza căreia simți durere și dezamăgire severă. Sentimentele tale pasionale nu se încadrează în gama standard, sunt foarte diverse, de la bucuria însorită a unei persoane care elbește divertismentul, până la tensiunea gânditoare caracteristică pasiunii întunecate. Trebuie să înveți cum să-ți gestionezi emoțiile, pentru că dacă permiți unei dispoziții proaste să prevaleze, aceste lucru poate atrage consecințele cele mai devastatoare în sfera relațiilor strânse. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau Taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să arți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ai o intuiție subtilă, percepția ta intuitivă se învecinează cu telepatia, adesea ești considerată un medium, de fapt, observația. O minte puternică, vie și abilitățile analitice te ajută să înțelegi natura umană și să prezici evenimentele. Ai o altă latură puternică, imaginație bogată, ești capabilă să gândești la figurat, rezolvând probleme complexe. Această abordare îți permite să vezi problemele într-o perspectivă diferită. Rezultatul muncii tale are deseori decizii neobișnuite, oarecum ciudate, dar extrem de adevărate. Pentru tine, domeniile prioritare sunt afacerile, economia, activitățile sociale și în politică. Principalul lucru este să conduci și să supraveghezi proiecte mari. Nu-ți place să faci schimb de flăcuri. Globalistă prin natură, poți practica educația în domeniul de activitate ales. Experiența și activitatea ta permită tinerilor profesioniști să-și construiască rapid o carieră. Sănătate și boli. Tu consumi impulsiv o cantitate mare de energie, iar aceste lucruri te epuizează. Uneori ai nevoie de o perioadă lungă de timp pentru a te recupera după o perioadă intensă sau activă, inclusiv o afecțiune negativă, cum ar fi o boală. Corpul poate răspunde diferită la epuizarea nervoasă și fizică. Cel mai adesea, inima, vasele de sânge, tractul digestiv suferă nu trebuie să neglijezi semnele și simptomele fizice ale sentimentului de rău, din potrivă, trebuie să le acorzi o atenție deosebită, să faci un diagnostic și să le tratezi în timp util. Dacă trebuie să îndure o respingere serioasă, pierderea dureroasă a persoanelor dragi, mai ales la o vârstă fragedă, sau finalizarea brusca romanelor violente romantice, ai putea fi predispusă la deznedejde. În acest caz, ar trebui să fie ocupată de ceva. Este recomandat să faci exerciții fizice active care să contribuie la atingerea obiectivelor, dar să eviți sporturile competitive. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o natură încăpățânată, pasională, ambițioasă, deținând o minte ascuțită, o intuiție excelentă, obiceiul de a analiza, calcula planurile, Acțiunile tale pentru mai multe mișcări înainte, poți atinge cu ușurință o poziție înaltă în viață, ai mulți prieteni, dar și mulți dușmani și oameni invidioși, dacă trăiești urmând calea binelui, atunci viața ta va fi frumoasă, dar dacă mândria te-a îmbrățișat, vei fi demisă de oameni și de lumea din jurul tău, vei fi lăsat în pace, pierzând o mare parte din ceea ce ai avut, sfaturi pentru tine. Ratează pe oameni cu bunătate și participare. Ascultă-i cu atenție ce spun. Găsește modalității de a-ți folosi energia creativ. Moderația este secretul simplu pentru bunăstare. Ar trebui să fii mai simpatică cu oamenii apropiați, au dreptul la opinia și exprimarea emoțiilor. Atunci când construiești relații competente cu ceilalți, nu manifesta agresivitate, orice probleme pot fi rezolvate în mod pașnic nu ar trebui să ți dedici tot timpul liber să lucrezi, să știi să te relaxezi corect. Simte-te liberă să soliciți ajutor sau sprijin în soluționarea unei probleme complexe. Aceste lucruri nu îți va arăta slăbiciunea sau neputința în decizia ta, ci capacitatea de a interacționa cu mediul. Nu te strădui să fii un ideal, ești un exemplu de urmat și un sprijin de încredere pentru cei dragi. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semnal zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și în caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat, de exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal, merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle, este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.